Halep și-a schimbat iar locul înainte să dea peste Nemțoaice la Cluj. Poate câștig 3 meciuri, nu doar 2. I-a băgat în ceață pe fani Halep. Ar putea juca și la dublu. Halep a paralizat un mall din București, sute de fani au stat la coadă să-și facă un selfie, Halep a fost pozită tot timpul de 5 bodyguards, Halep și-a afișat și ceasul placat cu aur primit de la sponsorul ei. Cea mai înfocată fana lui Halep a plâns de bucurie că a întâlnit-o. De ce plâns? Pentru că o iubesc foarte mult și este... mi-am dorit foarte mult să o întâlnesc. Ce ți-a spus când a văzut că plângi? Că de ce sunt emoționată și să zâmbesc? Să iubești mai mult pe ea decât pe iubitul tău? Da, logic. Halep și-a schimbat și locul înainte să se bată la Cluj cu Germania. Suprafața de joc e aproape gata. De luni, româncele se pot antrena pe zgură în sala de la Cluj.